Salutare, bun găsit la dezbaterea zilei. Suntem, sperăm noi, foarte aproape de finalul unui reality show național, cu FRF în rol principal, căutând disperată selecționări vreme de câteva luni și lovindu-se ba de refuzuri, ba de scenarii neașteptate. Până la urmă, Edi Iordănescu pare noul antrenor al echipei naționale, prilej pentru noi să-l întâmpinăm la început de mandat, nu cu pâine și sare tradițional, ci cu eterna dilemă dacă va fi în stare să scoată echipa națională din criză sau o va îngropa și mai tare. În noiembrie, când subiectul era foarte proaspăt, am discutat aici la dezbaterea zilei despre variantele potrivite pentru postul de selecționer. Apoi am continuat ca de obicei dezbaterea alături de public, iar în sondajul de pe gsp.ro s-au adunat aproape 60.000 de voturi, practic o arenă națională plină ochi. Iar la final, Edi Iordănescu a ieșit pe primul loc în acel sondaj, în preferințele fanilor, depășindu-l la mustață pe Mircea Lucescu. Sunt curios dacă susținerea publică se va topi imediat după numirea lui Iordănescu în funcția de selecționer și se vor descoperi acum mai multe minusuri decât atunci când era un simplu pretendent. Dar haideți să trecem la dezbaterea efectivă. Va avea Naționala rezultate mai bune cu Edi Iordănescu pe bancă sau vom continua să ne scufundăm? Asta este întrebarea de astăzi. Sigur, nu avem un glob de cristal, nu putem prezice viitorul, dar ne putem argumenta optimismul sau, după caz, pesimismul. Să începem, deci, cu argumente. În studio, alături de mine, ca de obicei, colegii mei de la Gazeta Sporturilor, Dan Udrea și Remus Răureanu, doi dintre cei mai experimentați jurnaliști din presa de sport. Haideți să începem cu tine, Dan. Optimist sau pesimist? Sunt mai degrabă pesimist, pentru că eu am spus mereu că la echipa națională trebuie adus un antrenor de la echipa națională în general, nu doar la România. Experimentat. Da, experimentat. De anvergură, care să fi trecut prin multe situații în carieră. Nu e vina lui Edi Iordănescu, că practic el a început meseria de antrenor cu adevărat acum 7 ani. Că nu pun experiențele Fortuna Braz sau până mai fost el la SEA Târgu Mureș. Adică e lipsit de experiență la nivel înalt. Că a câștigat un titlu, că a făcut rezultate bune pe la echipele pe la care a fost. Nu cred că e suficient. Și hai să ne uităm cu cine, că eu am mai spus chestiunea asta, cu cine a negociat federația și pe cine a dorit înainte de Edi Iordănescu. Și să vedem dacă Edi Iordănescu poate fi pus în aceeași categorie cu Hagi, Răzvan Lucescu, Dan Petrescu și Bioroni. Poate fi pus? Nu poate fi pus în aceeași categorie, okay. Dar realitatea este că niciunul dintre ceilalți n-a acceptat sau, mă rog, a avut motive pentru care a refuzat. Suntem în punctul ăsta. Dacă ei n-au acceptat, asta nu îl validează pe Edi Iordănescu că este cea mai bună variantă. Este cea mai bună dintre cele disponibile până la urmă. Nu, adică este cea mai bună pentru că federația a impus următorul criteriu. Trebuie un selecționer român, dar asta a spus federația. Noi nu trebuie să venim să spunem că ce decide federația, asta e bine. Niciodată. În filozofia lor. Da. Deci în filozofia lor, acum au ajuns la Edi Iordănescu ca variantă bună pentru că și-au impus chestiunea asta. Dar dacă ei spuneau așa, ne-a refuzat Hagi, ne-a refuzat Răzvan Lucescu, Dan Petrescu și Bioroni, mergem și căutăm un antrenor străin de anvergura celor pe care i-am căutat. Așa aș fi văzut eu logic. Ei au mers la Edi Iordănescu. Dar Edi Iordănescu nu are, pe hârtie, evident că s-ar putea să reușească, capacitatea pe care ar fi avut-o respectivii. Și aici am două exemple. Hagi a spus recent că în momentul în care s-a apucat de antrenorat și era la început, știa infinit mai puține lucruri, deși fusese un jucător grandios. Asta da? Se aplică oricui în orice meserie. Olăroiu, la început, fel. Că Olăroiu e un exemplu mai bun pentru cazul Iordănescu, pentru că nici el n-a fost un jucător cum a fost Hagi, cum a fost Mutu. Și a spus, la începutul carierei și în primii ani, nu știam absolut nimic, dacă stau să mă gândesc ceea ce știam atunci și ceea ce știu acum. Bun, totuși Iordănescu este un pas înainte dacă îl comparăm cu Rădoi, de exemplu, sau cu varianta de rezervă Adrian Mutu, din punct de vedere al experienței ca antrenor, nu? Adică Rădoi avea o jumătate de sezon la FCSB și un an la Under 21. Da, Mutu, da. Comparăm cu cineva chiar mai puțin de atât, care oricum nici ei n-au reușit nimic. Adică îmi spui că e peste Rădoi care a reușit ceva. Rădoi n-a reușit nimic la echipa națională. De acord. Deci arată toate obiectivele, că altfel dacă le-ar fi îndeplinit, ar nu fi mai rămas avem discuția asta, în continuare, da. Grijă, da. Edi Iordănescu, că s-a făcut discuția asta, domnule, e un produs creat de influența tatălui său în zona politică. Și aici sunt lucruri care trebuie nuanțate. Adică el vine și, sau mă rog, cei care susțin că Iordănescu e un antrenor bun și spun pe peste tot pe unde a fost, a făcut treaba. A făcut treaba, sau în majoritatea cazurilor. Da, dar atunci când ești susținut în momente foarte importante, beneficiezi de un sprijin pe care altcineva nu-l are, dacă nu te numești Iordănescu. Și am
ca să înțeleagă oamenii, două exemple din arbitraj. Tot de copii unor arbitri. Augustus Constantin și Marius Avram. Ei, dacă nu n-ar fi fost copii de foști arbitri cu funcție importantă în Comisia Centrală, niciodată pe calitățile pe care le aveau la momentul respectiv, n-ar fi avut ce să caute în arbitraj. Evident că susținuți mereu, Augustus Constantin dribla anumite testele de dea separat, ajungi la un moment dat să capeți experiență, să fii și acum să rămâi cu imaginea că uite ce arbitri buni. Dar au beneficiat de un sprijin într-un moment în care dacă nu se numeau cum s-au numit, nu-l primeau. Așa și cu Edi Ordănescu. Bun, întrebarea e cu ce împiedică lucrul ăsta un eventual progres al echipei naționale? Dar să avem un tablou... Imaginea completă, da, sigur. Un tablou complet. Da. Pentru ceea ce înseamnă în momentul de față Edi Ordănescu. Din punctul meu de vedere, cred că va avea o mare problemă privind presiunea sub care va lucra. Pentru că eu cred că va fi o presiune chiar mai mare decât la FCSB, infinit mai mare decât la CFR, la Astra și la celelalte echipe. Nu mai se unesc toate presiunile, exact, de la toate cluburile. Nu, de ce spun asta? Pentru că el a cedat, el la un moment dat, acum vreo, cred că 2-3 ani, Porumboiu mi-a spus o chestiune cu care atunci n-am fost de acord. Și anume că Edi Ordănescu este atât de fragil încât cedează la prima greutate pe care o are de traversat la un club. Și așa au stat lucrurile. Deci la Astra a cedat imediat după ce a dus echipa în play-off, pentru că înțeleg... Surprinzătorie că totuși între momentul în care ai avut discuția asta sau între momentul în care Porumboiu a detectat fragilitatea asta lui Ordănescu și 2022, au trecut niște ani și el pare să fi rămas la fel de fragil, nu? Da. De fapt, asta e problema. Da. Bine, Porumboiu probîl știa din pentru că îl cunoștea, da, pentru că Edi fusese acolo, da. Asta zic, deci la Astra a cedat imediat. La CFR, oamenii de acolo nici acum nu înțeleg de ce a plecat. A câștigat titlul, a preluat echipa într-un moment complicat. N-a mai crezut în echipă și s-a cam înșelat din... La FCSB, ok, a avut acea ciocnire cu patronul, dar eu cred că un alt antrenor, exact cum spunea Pițurcă, ar fi rezistat și ar fi luptat, pentru că era apărat de acea clauză, exemplu Gâlcă. Gâlcă a rămas și s-a bătut cu Gigi. Pentru că avea acea clauză, mă dai afară, îmi dai 500.000 sau rămân și conduc echipa. Și Gâlcă a trecut peste... Dar, evident, nu toți oamenii sunt construiți la fel. Bine, ar fi bine să ne califice la Euro și să cedeze pe urmă, fragil fiind, să demisioneze. Discutam să cedeze peste vară, adică să aibă două rezultate bune în iunie și să se teamă de ce urmează în toamnă și atunci să cedeze. Problema că nu ajunge tocmai acolo. Spuneam că la Națională presiunea este mult mai mare, pentru că aici primele lui meciuri vor fi amicale. La CFR nici amicale a jucat când a preluat echipa, sau mă rog, a preluat-o, ca să fac o comparație, e irelevant la o echipă de club să ducea cu FCSB, să spunem, în cantonament, într-un stadiu și pierdea niște amicale. Nu aveau relevant. Nu ținea cont nimeni. Hai să presupunem că România pierde și arată rău în aceste amicale. Nu pleacă atât de repede. Oricât de fragil ar fi, nu pleacă atât de repede. Nu e vorba de plecat. E vorba de imaginea ce pe care ajunge să o aibă, în jurul lui. Pentru că presa, opinia publică, judecă altfel niște amicale la echipa națională. Fără discuție, și te toacă. Pentru că așa s-a întâmplat cu toți. Nu va fi presa mai dură cu Edi. Așa s-a întâmplat cu Răzvan, cu Pițuri, când dar el o să perceapă duritatea presei exagerată. De data exact. Asta, exact modelul ăsta s-a întâmplat cu toți, de la Daum, la Contra, la Radoi, toți au avut parte de încredere la început și de presiune ulterioară pentru că nu avem rezultatele. La fel se va întâmpla și cu Edi în caz că nu vor fi rezultate. Și mai am un argument pentru care cred că lucrurile nu cred că vor funcționa sub comanda lui Edi Ordănescu. Am văzut o chestiune în ultimele zile răspândită în spațiu public care deformează istoria. La fel cum s-a întâmplat în povestea Hagi Ianis, inclusiv cu Hagi, care venea și explica, Ianis, eu la vârsta lui Ianis nu aveam calitățile astea, nu jucam. Și generația tânără care n-a apucat să-l vadă pe Hagi își face o impresie complet greșită, că Ianis este peste Hagi la vârsta pe care o are. Eu am și scris chestiunea asta. Și nu e corect să lăsăm așa lucrurile. Că Edi Ordănescu prea echipa exact cum a preluat-o tatăl său la 43 de ani, da? Și lumea rămâne cu impresia, păi și dacă... Edi Ordănescu, în primul rând, fusese un fotbalist uriaș și avusese înainte experiențe de antrenor incredibile, adică... Pe el, în calitate de secund, cupa campionilor, nu mai spun că a și jucat. Și ca principal a fost... Păi nu, a câștigat cupa campionilor în calitate de secund, iar ca principal a câștigat Supercupa Europeană, a jucat o finală de cupa campionilor și o semifinală. Sigur, este incomparabil, dar pe de altă parte gândește-te și la nivelul
fotbaliștilor de echipa națională 93 versus nivelul celor de acum. Practic a scăzut nivelul antrenorului dinpreună cu nivelul echipei. Da, dar eu mă refeream la comparație. Edi, n-are nicio vină că e comparat așa. Păi eu n-am spus că lumea se leagă de superstiția aceasta a vârstei. Nici vina lui Ianis. Are aceeași vârstă. Ianis avea vreo vină sau are vreo vină că tatăl nu are, normal, și da. Pune și el nu cere el complimentul acesta. Nu. Se trezește cu el. E vorba doar de o coincidență sau de, mă rog, că lucrurile așa au stat, că la 43 de ani Puiu Iordănescu prelua naționala, Edi Iordănescu prelua 43. Cred că tot vreo 7-8 ani de antrenorat avea, sigur, la un cu totul alt nivel. Nu? În 93 cam atât, dacă din 87 a preluat Steaua de la Năim Ienei. Nu, în 86 a preluat. Exact 7 ani, da. Exact 7 ani înseamnă. Toamna la 86, da, exact. Da. Toamna la 86, pentru că în 87 deja era... Gata, sunt la fel. Asta, adică lucrurile trebuie spuse ca oamenii să înțeleagă, pentru că, repet, sunt acum generații tinere care, dacă văd Edi a preluat echipa la 43, ca Puiu, păi Puiu atunci era la fel ca Edi. Da. Nu era la a fel ca... A venit tot într-un moment la fel ca tensionat al echipei naționale. Asta, am tot să mă gândesc dacă la alte echipe naționale, dar aici nu mergem la echipe foarte mari, gen Germania, Spania, la echipe unde rolul antrenorului trebuie să vină și să fie foarte mare, să ridice nivelul cum e nevoie la noi, au fost cazuri de genul ăsta. Adică să fie numit un antrenor foarte tânăr, că la 43 de ani, după părerea mea, ca antrenor ești foarte tânăr, și fără o experiență ca jucător, că Șefcenco, de exemplu, nu avea experiență, dar el venea cu bagajul ăsta de... Era un fel de mutu, Șefcenco. Exact, un fel de Hagi în 2000... Sau Hagi, da. Când în 2001, atunci când a preluat echipa națională. Și nu prea am găsit genul ăsta de... De selecționer. De selecționer. La experiență Southgate la Anglia, dar ai zis că excluzi naționalele mari. Și el fotbalist. Fotbalist, da. Da, nu antrenase mai nimic. Naționalele mari, adică dacă acum pui un antrenor fără experiență și să spunem fără să fi fost jucător la Belgia, nu știu aștept ca Belgia să se prăbușească, pentru că compensează prin faptul că are niște jucători. Sunt prea mulți fotbaliști buni, da. Așa, la o echipă cum e România, trebuie să fie flerul și inspirația, valoarea antrenorului, ca să zic. Ești mai degrabă pesimist în legătură cu potențialul naționalei sub Edi Iordănescu. Hai să mai ascultăm o voce, un aliat. Da, un finanțator important din prima ligă, Valeriu Iftime, care paradoxal că el i-a oferit, de exemplu, lui Marius Croitoru. Da, când Marius Croitoru însemna mult mai puțin, de fapt nu înseamnă nimic în antrenorat în momentul în care l-a pus, și iată că a fost o carte câștigătoare. Bun. Haideți să ascultăm argumentele lui Valeriu Iftime și să vedem de ce de data asta gândește altfel când e vorba de înscăunarea unui antrenor fără o experiență uriașă în spate. Faptul că au picat toți și a rămas pe Iordănescu, că vor fi un antrenor bun. Echipa națională trebuie conduși de oameni care au făcut mult fotbal, care au experiență adevărată. Asta este opinia mea. Dacă nu se semnează cu Bionis, este cel mai mare șoc al fotbalului nostru. Nu poți să-i pui condiții să-l accepte. Dacă eu aș fi astăzi la Federația Română de Fotbal, când vine Bionis, nu voi negoci la fel cu Bionis sau chiar cu Edi Iordănescu sau cu altcineva. Cu Bionis trebuie să-l convingi să vină. Nu se prin condiții ca să vină. Noi suntem un dezastru. Fotbalul nostru e un dezastru. Echipa națională este în picaș total. Vine acum Edi Iordănescu, vă scriu că se fac la fel. Suntem în aceeași cădere. Hai să vedem, iar dau niște de alea imagini pe televizor, un fel de marketing de asta făcut doar după școală și nu după realitate. Vom fi frumos, iubim echipa națională și iar ne bate Azerbaijan sau o țară de asta care noi o scrim greu pe literele. Beloni, dacă vine, schimbă mult, nu doar că face echipa națională, că îl face pe, nu știu, pe Hage sau pe Stanciu să dea 20 de pasă. Nu, el creează un reper moral important. Fotbal românesc însănătoșește din oameni sănătoși, din oameni care au făcut ceva în viața lor, care au ceva de spus. Beloni, dacă vine la națională, el vine în fotbalul nostru, vine, creează un timp de mare atenție. Asta era opinia mea. Dacă nu semnează pe echipa națională, pentru mine fotbal românesc este terminat. Da, interesantă poziția lui Valeriu Iftime. Ar fi trebuit să-l convingem pe Beloni să vină fără să-i punem nicio condiție. Nu-mi dau seama cât de bun e modelul ăsta și dacă nu, inclusiv Valeriu Iftime la... A zis că pe Beloni... Trebuie să-l convingi, nu să-i pui condiții. Nu fără să-i pui condiții. Ba da, a spus pe Beloni trebuie să-l convingi, adică să-i oferi tu ceva, nu să-l condiționezi. Exact, să-l convingi, nu să-i pui condiții, dar nu să nu-i pui nicio condiție. Bănuiesc că nu putea să gândim pe lume și spune antrenează 7 ani. Da. Vine și fă-ți treaba pe aici. Într-un fel are dreptate. Atunci când vrei să anunci un antrenor mare, mai degrabă încerci să-l convingi fără să-i pui niște condiții. Iftime vorbește ca un fan al lui Bălunii, nu ca un cunoscător al lui.
Dacă Burleanu și Stoichiță l-au întâlnit pe Băloni și au considerat că el nu era suficient de bun ca să devină selecționer, mai degrabă îi cred pe ei doi, care l-au întâlnit pe Băloni. Uman, al relației pe care urmau să o aibă în cadrul federației. Ei au sesizat că Băloni nu are Stoichiță. Nu înseamnă că ce fac Burleanu și Stoichiță este corect. Nu, sau viziunea lor despre Burleanu și Stoichiță, care l-au întâlnit pe Băloni și au concluzionat că Băloni nu e potrivit. Și Iftime, care vorbește ca un suporter al lui Băloni, care îl iubește pur și simplu, ca fost fotbalist și ca antrenor. Da, de ce să mergem pe mâna lui Burleanu și lui Stoichiță, care s-au păcălit cu toți selecționerii, adică n-au dovedit că la nivel de management se pricep în cazul ăsta, da, și să nu-l cred pe Iftime, care el chiar s-a priceput la antrenori. Faptul că un club mic a rămas în Liga 1, a făcut bani, a făcut business, adică de ce să îi cred pe Burleanu și Stoichiță? Unde ne-au convins Burleanu și Stoichiță? De multe ori a făcut business și a făcut bani, riscând la un anumit moment. Da, Burleanu și Stoichiță, inclusiv cu Croitorul, când, cum ai când spus ne-au convins că au ales bine? Nu cred că ne vor convinge niciodată. Vedea în materie de selecționer, mă refer. Poate atunci cu Iordănescu, când a plecat Pițurcă și au găsit o variantă de criză care cumva a funcționat. Bun, dacă revenim la Edi, eu cred că e o alegere foarte bună a federației, pentru că e un antrenor care mixează experiența atâta cât are el și motivația. E foarte important. Motivația pentru un selecționer, de ce poate fi dată? De bani mulți sau de ambiția de a obține niște rezultate importante și de a trece la un nivel mai bun. Bine, acum, scuze, motivație cred că am avea și noi dacă am ajunge acolo. Am vrea să demonstrăm că deși suntem ziariști și lumea nu crede în noi, am putea obține niște rezultate, nu? Da, noi am și avea... Și ar fi avut o motivație poate mai mare foarte decât mare. Edi. Da, dar Băloni, de ce mi-a fost motivat Băloni? Bani mulți n-ar fi câștigat față de veniturile pe care le-a avut el în carieră. Nu mai discutăm neapărat comparativ, cum a încercat domnul Iftime să ne atragă iarăși în capcana asta, să discutăm care ar fi mai bun dintre Băloni și compar pe Edi cu Băloni pentru că au fost cumva în competiție în ultima săptămână. Edi are ambiția aceasta de a demonstra că e un antrenor bun, de a ajunge la un nivel superior. Până la urmă, pentru el și salariul de la FRF e unul important, că el n-a câștigat milioane de euro în carieră, încât un venit de 25.000 de euro lunar să nu conteze. La Băloni ar fi fost, nu chiar mărunțiși, dar cam așa ceva. Pe urmă, apropo de bârfa aceasta, că Edi e sprijinit politic și împins de familie și de pile, mi se pare că e o meserie în care nu poți să păcălești. Dacă tu câștigi la loto sau găsești o comoară și cumperi CFR Cluj și din prietenie mă pui pe mine antrenor, o să ne facem de râs amândoi. Pentru că eu nu sunt antrenor. Dar dacă îți dau mai multe șanse, te mai pun la încă 3, 4, 5 cluburi, s-ar putea ca în timp să dobândești experiență și să mai nimerești niște chestii. Asta spunea Dan mai devreme, știi? Insistând nu și oferindu-ți suficiente șanse, e posibil să... Nu cred. Mi se pare că e o meserie în care te compromiți ușor dacă nu te pricepi. Să presupunem că e real, că tatăl lui l-a impus la toate cluburile la care a fost. Presupunem că așa a fost. Edi a obținut rezultate. El a antrenat. Nu putea Iordănescu să-i sune și pe arbitri și pe adversari, dați-vă la o parte că e copilul meu și eu îl iubesc și vreau eu să-l fac antrenor imens. Sincer, eu cred că la Națională nici nu se va sfătui cu tatăl lui, pentru că e suficient de încăpățânat și de orgolios încât să își facă singur toate calculele și să ia singur toate deciziile, fără să lase măcar în spațiu public impresia asta că e sfătuit, mângâiat pe creștet și da, cu siguranță, ajutat de super experiența pe care are tatăl său. Da, chiar am vorbit cu Edi și despre relația aceasta și îmi spunea, în zilele în care se gândea, nu era hotărât dacă se preia postul, îmi spunea, nu vorbesc cu tata, pentru că el iubește echipa, iubește echipa națională și nu e obiectiv. Și el îmi spune, ori de câte ori discutăm, du-te, nu se poate să refuzi, du-te cu ochii închiși, semnează contractul, indiferent de condiții. Și atunci prefer să judec eu sau să discut cu oameni care nu sunt implicați emoțional și care îmi pot da niște sfaturi corecte. Din moment ce el e îndrăgostit de echipa aceasta, el mă împinge spre ea. Și atunci e puțin probabil să ajungă să se sfătuiască, așa cum spuneai și tu, plus că la fel e o meserie în care e greu să obții sfaturi foarte bune de la un om care nu lucrează cu jucătorii, nu-i cunoaște, pe adversar nu i-a studiat, nu e în temă și atunci e greu ce sfat să-ți dea. Să te învețe cum să vorbești cu Stanciu, păi el n-a vorbit cu Stanciu vreodată, nu știe sigur, cum e Stanciu. Multe lucruri vin din experiență și din, ca și la fotbaliști, după o altă vârstă, joci din plasament, nu neapărat din... Așa, la modul general, ar putea să-i dea, să zicem, niște îndrumări, dar nu sfaturi tactice, sfaturi pentru motivarea jucătorilor în amănunt, nu poate să intre un om din afară. Doar pe bine, Becali mai face asta, dar mă aștept ca un antrenor, un fost antrenor mare, să nu se comporte la fel. Iar faptul că Edi a renunțat prea ușor
Nu e foarte corectă concluzia aceasta. El a renunțat la FCSB, unde a simțit că nu își putea face meseria. A renunțat la CFR Cluj într-un moment în care Varga l-a jignit, i-a zis n-ar trebui să mai iei primă pentru titlu, pentru că atunci când te-am demis prima oară, mi-ai luat 300.000 de euro. Da. Și el s-a simțit jignit, adică atunci am primit banii pentru că tu m-ai dat afară. Am sensibil, nu? Adică într-o lume din asta foarte agresivă, da, e corect, foarte competitivă, destul de sensibil și destul de ușor de dat peste cap. Da, nu e, e clar că nu e un tip... Nu e neapărat un... Un defect. Un defect major. Nu e un tip care să țină la tăvăleală așa cum sunt majoritatea din fotbal, dar nu cred că e de criticat pentru asta. Dacă e un om sensibil și care nu acceptă să fie călcat în picioare și care nu face sacrificii atunci când vede că e cazul de sacrificii, compromisuri, nu e de criticat. Important oricum sunt rezultatele, atât la fotbal. Și crezi în rezultatele naționale și cred. Da, nu contează vârsta antrenorului, nu contează câți ani are în meserie, nu contează dacă are pile, dacă e prieten cu impresarii, dacă jucătorii îl iubesc, dacă îl urăsc. Petrescu nu e iubit deloc. Jucătorii îl urăsc mai degrabă. Dar din moment ce au văzut că ei pot câștiga cu Petrescu la conducere, îl urmează peste tot, pentru că au interesul să obțină alături de el rezultate, bani glorie și mai departe. Și în tot sportul profesionist acestea contează. Hai să ascultăm și aliatul tău de astăzi. Radu Cioiu, un fost internațional cu mare experiență, deci capabil să judece și care situația. Și-a atins vârful de potențial când antrenorul național era chiar Anghel Iordănescu. Haideți să-l ascultăm pe Florin Radu Cioiu. Eu sunt convins că au făcut alegerea cea mai bună. Probabil se va termina această telenovelă, nu știu cum să o numesc, această căutare nesfârșită a antrenorului. S-a orientat către un antrenor în tânăr, cu o bună experiență, cu chiar foarte bună experiență, evident, a campionatului românesc, știe foarte bine jucătorii, toți antrenorii care au refuzat. Nu m-a surprins, pentru că echipa națională este o echipă nu foarte competitivă, știți foarte bine, nu descoperi apa caldă acum prin declarații pe care le fac eu. Cu siguranță va încerca să califice echipa României, nu știu cum va face, că nu îl cunosc foarte bine pe Edi, dar evident că a fost jucător echipei naționale, îi urez mult succes. Va fi o misiune foarte complicată. Vreau să cred că să califice echipa României printr-un joc foarte realist, nu cum au făcut ceilalți antrenori până acum, când au promis jocuri spectaculoase, fotbalul șampani, să fie foarte realist și să califice echipa României la campionatul european. Mulțumim, Florin Răduciu, pentru intervenție. Am ajuns, iată, și la concluzii. Sunt mai degrabă în tabăra optimiștilor, nu doar ca să am o motivație suplimentară să țin cu echipa națională, ci pentru că efectiv cred în antrenorul Eduard Iordănescu. S-a mai băgat în situații încurcate, cum spuneam mai devreme, și până la urmă le-a descurcat. Adică a venit la CFR când echipa era pe topogan și a făcut o campioană, a venit la FCSB când nimeni nu și-ar mai fi băgat pielea la Saramură pentru o colaborare cu Becali și a pus echipa pe un drum corect. A dat deci semne că este nu doar curajos, ci și priceput în situații de avarie, iar echipa națională este în cea mai avariată situație din istoria ei. Așadar, îmi păstrez opinia de la o dezbatere precedentă, când spuneam că Iordănescu ar putea fi selecționerul care să continue unele dintre lucrurile bune făcute de Mirel Rădoi în mandatul de la echipa națională și, în același timp, cel care ar putea tempera anumite excese de poziționare, de planificare și așa mai departe, cum spunea și Răduciu un pic mai devreme, fotbal, șampanie, promis, când e clar că nu putem livra așa ceva, pentru că Iordănescu este un tip destul de calculat, prudent, sperăm să nu fie și fricos, pentru că aici chiar ar fi o problemă. E clar că îi mai trebuie un pic de noroc și cu siguranță ceva mai multă rezistență la stres, pentru că până acum a cedat, cum am discutat aici, mult prea repede în anumite situații, iar presiunea de la echipa națională va fi infinit mai mare decât cea de la CFR, spre exemplu. Atât din studioul Gazetei pe acest subiect. Vă așteptăm, ca de obicei, să vă alăturați dezbaterii cu voturi în sondajul de pe site, cu comentarii. Așadar, încordați-vă argumentele și până data viitoare, toate cele bune!